tea. Wow. Când Dumnezeu îți dă, ia uite cât te iubește. Da, și așa talentată și sfioasă, sinceră. Sunt 3 ani de când am auzit-o prima dată și nu încetează să mă uimească. Ghiciți ce? Astăzi o să mă întâlnesc chiar cu ea, cu Laura Bretan. Exact în secunda asta suntem cu echipa în mașină și mergem spre Laura, spre studio. Deci acum plecați. Da. Am terminat acolo, am avut o transmisie directă și... Bravo, bravo. În un sfert de oră cred că ajungem, că plecăm din televiziune. Adică am plecat deja, suntem la Charles de Gaulle. Bun, bine. Păi... Sunați când ajungeți acolo. Bine. Pe băiatul ăla, pe bine. Albert. Bine, bine, bine. Mulțumim, okay. Paul. Pa, pa. Bye, bye. Până ajungem la studioul de înregistrări, unde Laura a avut deja o transmisiune directă la un post de radio, iar acum se pregătește să înregistreze o piesă, vă spun câteva amănunte despre ea. O știți mai mult de pe YouTube, când a ridicat juriul în picioare la un prestigios concurs de voci și mai recent la Eurovision aici în România. Părinții ei trăiesc în America, la Chicago, iar ea trăiește peste tot în lume, pentru că la 17 ani a ajuns cunoscută în întreaga lume, iar americanii o apreciază în mod deosebit, spunând că este un adevărat fenomen datorită vocii ei. La momentul când prestația ei a ajuns virală pe YouTube și ea a devenit cunoscută în întreaga lume, a fost invitată să cânte alături de Andrei Rieu, alături de fiul lui Andreea Bocelli și să țină interviuri la cele mai mari posturi de televiziune din lume. Nu putea să nu accepte și invitația noastră, pentru că, nu-i așa, are un destin ca în filme. Ce faci acolo? Cu telefonul? Chiar drăguț! Thanks! Și acum cui trimit? La Eva! Eva? Yeah! Dar cine e Eva? Prietena mea cea mai bună. Prietena? Da. Mm. Și unde este ea la Chicago acum? Acum s-a mutat în Irlanda și nu mai văd așa des. Thank you.
Da, am o soră și un frate. Mai mari, mai mici? Mai mici. Și sunt acolo? Da, sunt acasă. Și ce fac ei fără mama când mama e tot timpul cu Laura prin lume? Să pe FaceTime. Și cu ei e relația prin telefon. Da, da, exact. Sunt foarte mult plecat de acasă și îmi pare foarte rău că știu că ei vreau ca să fiu și eu acasă, dar e foarte important să fie și mami acasă pentru ei. Știu, mm-hmm. Și știu foarte că e foarte greu și vârsta asta acum la 11 și 13 ani, când e foarte greu și ai nevoie de mamă. În Chicago ai descoperit talentul tău muzical, nu? Câți ani aveai? Da, aveam 4 ani. Îți amintești primul cântec pe care l-ai cântat? Da, era pentru un concert de Crăciun și era o cântare numită Silent Night. Cânti puțin? Da. Că tu poți să cânti la orice oră, nu? A, dimineața nu prea. Acum nu e chiar dimineața. Nu, nu. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. E, te-aș fi lăsat să cânti mai mult dacă era iarnă, dar acum afară e încă primăvară, da. Nu se prea potrivește. Da, acum... Și a fost piesa datorită căreia mama ta și-a dat seama de talentul tău muzical? E un talent moștenit de la mama ta? Cum s-a întâmplat? Eu mergeam la un preschool și am avut vreo 3 ani atunci. Și era o școală privată și în fiecare miercuri ne ducea în biserică și ne învăța cântări pentru copii. Și veneam acasă și le cântam așa prin casă și mami a auzit că mie îmi place să cânt și m-a dat pentru lecții de pian. Și profesorul, când a venit pentru lecții de pian, a dus cântecele astea. Și când a început să le cânte la pian să-mi arate despre ce-i vorba, am început să cânt cu el și a văzut că cânt cu el și a stat un pic și s-a uitat la mine. A zis, dar oare de unde știe? Da, și m-a întrebat dacă vreau să cânt și eu la convenția asta de copii. Și am zis, da, sigur. Și așa a început toate. Nervous to like perform and like make sure that I don't make a mistake. I am Laura Bertan. I'm 13 years old and I'm in 8th grade. It's a huge magic. Yeah. Here we go, baby. Yeah. Hello. Hi, young lady. Hi. What's your name? Laura. De acolo practic a început totul, nu? De acolo ți s-a schimbat destinul? Poți să spui că din momentul ăla s-a schimbat destinul da, tău? Da, sigur. Din momentul ăla când Mel B mi-a dat Golden Buzz, s-a schimbat totul. You literally made all my hairs stand up on end and you're only 13 years old. And you know what? I think that this show is going to completely change your life. And I'm going to change your life right now. Ai avut emoții în fața miilor de oameni din sală, sigur, și sigur, a personalităților din juriu? Uh-huh. Sigur că am avut. Era un moment foarte special pentru mine. Mi-am dorit foarte de mică să particip la acest show.
Și m-am bucurat foarte tare când am auzit că am șansa asta să pot cânta în fața jurilor. Simon Cowell, Heidi Klum, Mel B și Howie Mandel. So, pentru mine a fost incredibil. Chiar după performanța mea, a ieșit Simon Cowell pe ușa din spate. Și eu mergeam pe cealaltă ușă și am ieșit și ne-am întâlnit chiar acolo. Nas în nas. Da, și nu mi-am dat seama. Treceam cu cameraman pe lângă domnul Cowell și numai dintr-o dată a avut o voce puternică. Good job, Laura! Și am zis, m-am întors, oh, thank you! Când mă întorc înapoi, Simon Cowell, dar nu mi-am dat seama prima dată. Am zis, stai că ceva nu e regulă. M-am uitat și Simon Cowell. Mergi peste tot în lume, nu? Cine te soțește? Mama. Mama este alături de tine. Da. Mama, cea care a descoperit talentul, acum descoperă împreună cu tine lumea. Da. Bănuiesc că ai un program încărcat, nu? Da, destul de încărcat. Acum noi te-am prins în România. Da. Ce faci aici? Am câteva înregistrări chiar în studio acesta. What is this I'm feeling? Is this now or never? Maybe it's forever. Compun. Tu compui? Da, eu compun. Ah, și compui. Da. Și ce te inspiră? Toate. Viața. Adică pot să scriu o piesă de cerul albastru. Aha, sau, într-o zi cerul albastru. Sau în altă zi, dacă mă simt că îs mai jos sau ceva, scriu despre asta. A, când te simți mai obosită sau mai, da, exact. Că mai jos, cred că la vârsta ta nu se pune problema altceva decât o oboseală. Exact. O supărare. Da, te poate, mai și superi din când în când? Poate că nu-mi dă mami înghețată, nu mă lasă să mănânc înghețată. Uite supărările Laurei. Da, exact. Ce te supără pe tine? Păi, exact asta. Că nu mănânci înghețată. Da, bun. Păi. Altă supărare? Nu știu. Ce altă supărare mai băzam? Dar spune-mi, supărările tale din partea mamei le-am înțeles. Foarte gravă treaba cu înghețata, cel puțin e gravă, mami, dă-i înghețată copilului. Da. Să-și trăiască tinerețea. Dar tu pe ea, ai supărat-o vreodată? Care e ultima năzbâtie pe care ai făcut-o? Nu știu. Când eram mai mic, eram foarte... foarte multă energie aveam. Și erai cam neastâmpărată? Cam așa ceva. Și nu, adică, prea mâncam. Nu mâncai? Nu mâncam. Adică nu făceam eu cine știe ce, dar ca copii eram... Adică așa vreo un geam spart, vreo ceva, nimic? Nu. De geamuri nu atingeam. Nu. Nu mă atingeam. Nici cu vocea când urcai sus așa? Nu s-a spart niciun geam? Încă nu. Mai e timp? Mai e timp. Ce limbă vorbiți voi acasă, în America? Limba română. Între voi? Da, acasă. Acasă. Și câteodată mai amestecăm cu engleză. Bunicii tăi unde sunt? Bunicii mei din partea lui tati sunt la Vama, din satul mare. Uh-huh. Și bunica mea, din partea lui mami, trăiește în Chicago. Și bunicul din partea mamei? E decedat. De mult? A apucat să te vadă cântând? Nu. Nu a ajuns ca să mă vadă pe
cum a fost la Eurovision sau... Da, păcat, la, mare da, păcat, la nu? La America's Got Talent. So, yeah. Nu te-a văzut, mare păcat. În schimb, te vede bunica. Da, exact. Și e cu tine acolo, te ajută și ea cât poate. Da, urmărește, repede bagă pe iPad. Cum? Pe bunica pe iPad? Da. Ai învățat-o? Da, am învățat, Mica, da. Câte vizionări ai tu pe YouTube? Cele mai multe vizionări? Mai mult. 50 de milioane. Wow! Felicitări! Asta e foarte, foarte mult, nu? Da, nu m-am așteptat. Dar tu realizezi, așa... Când te gândești, da, noaptea, când pui capul pe eu încă nu, realizez povestea asta cu Eurovision sau cu America's Got Talent. Eu nu încă... Eu nu îmi dau tu, seama. Nu ești tu? E doar un film? Nu, pentru mine este așa, nici că un vis. Nu pot să cred. Care au fost cele mai frumoase experiențe ale tale? Cu cine? Am avut plăcerea să cânt cu David Foster. A fost pe aceeași scenă cu Nicole Scherzinger, Catherine McPhee, CeeLo Green, Carly Rae Jepsen, Steven Tyler, Il Volo, Matteo Bocelli. Băiatul lui Andrea Bocelli. Da. Ce-ți dorești în viitor? Care-i planul tău? Mi-aș plăcea să am concertele mele, să am album, să văd lumea, să călătoresc. Acum, care este programul tău în România? Noi te-am prins în România. Ce faci zilele astea? Acum, după registrarea asta, am să merg la studio înapoi să terminăm piesa. O piesă nouă pentru care ai venit să o înregistrezi? Da, am compus o piesă și acum mă ajută cineva ca să le hârtie și... Concerte, ceva? Când ne întoarcem din Italia, să fie... Din România pleci în Italia. Da, am câteva concerte acolo și după aceea o să vin înapoi. După aceea iar o să mergem în Bruxelles și din Bruxelles venim înapoi și după aceea din România plecăm la Londra. Bun. Și la acasă... La frații... Acasă după 30... Și la surori după... 30 aprilie. Cam asta este programul tău. Mm-hmm. Încărcat, dar frumos. Da, mulți îmi zic că mă întreabă că dacă e stres, pentru mine nu e stresant. Și... Dar nu e deloc, este plăcere. Faci ceea ce-ți place și asta este foarte important. Exact. Și înseamnă că ești fericită, nu? Sunt foarte fericită. De ce nu?